Un student din Iași a lansat un concept de afacere inedit în care pune în valoare tradiționalele sarmale, dar nu oricum, ci la cornet. Ideea de-a dreptul îndrăzneață a fost privită cu mare interes de ieșeni și în câteva zile de la lansare, 10 de clienți au trecut pragul magazinului. Mai mult decât atât, a ales să vină și în sprijinul producătorilor locali pe care îi susține, achiziționând materia primă de la ei și nu din import. Emilian Popa, un tânăr student în vârstă de 20 de ani, a venit în fața clienților cu un concept unic în Iași, sarmale la cornet. Deși a pornit pe piața antreprenorială cu plăcinte, a decis să se reinventeze pentru a nu claca. Ideea este că eu am început singur, însă am o echipă foarte bună în spate și părinții mei sunt aproape de mine și sunt alături și formăm o echipă foarte puternică și foarte bună și sperăm să nu ne oprim doar la un singur punct de lucru. Profilul clientului nostru este de toate vârstele, ca să zic așa, de la copii de 14 ani, 15 ani care doresc să mănânce o porție de sarmale, până la oameni în vârstă de 60-70 de ani care nu mai au chef, timp sau puterea necesară pentru a face o oală de sarmale. 5 sarmale amplasate într-un cornet cu smântână și cuburi de mămăligă este preparatul preferat care a stârnit admirația tuturor. Singurul produs folosit la sarmale, care nu provine din Iași, ci de la Botoșani, este smântâna. Această rețetă e căutată, e îngrijită, e adunată de prin partea Moldovei. Am vrut să rămânem strict pe sarmăluțele moldovenești, să nu influențăm din alte zone. Merg foarte bine atât la pachet cât și la cornet. Ieșenii, aflați mereu pe fugă, care nu apucă să prindă prânzul, achiziționează cu încredere sarmalele de la Emilian. Mi se pare o idee foarte ingenioasă, în sensul că nu ne mai trebuie acea farfurie de plastic, care de cele mai multe ori se rupe. Așa, sunt foarte bune, vin la pachet cu de toate, în sensul că nu mai trebuie să facem noi acel amestec cu ardeiuți, cu mămăliguță, cu smântânică. Magazinul a fost amplasat chiar în zona centrală a orașului, fiind în drumul tuturor. Tânărul student are în plan extinderea afacerii, ba mai mult vrea să rupă granițele naționale.